încă o dată cea mai fidelă fată. S-a întors să arate la fraier ce poate să facă marihuana. Joc băieța și de cartier la familia și noi nouă la fel de rea. Dana Coteanu, cunoscută sub numele de scenă de Dana Marihuana, a fost prinsă conducând sub influența drogurilor în localitatea 2 Mai. Un filtru organizat de poliția rutieră între 2 Mai și Vama Veche a tras pe dreapta mai mulți șoferi, printre ei și pe cunoscuta artistă. Agenții de la rutieră au testat-o pentru alcool, iar rezultatul a fost zero. Când au folosit și drug testerul, lucrurile s-au schimbat. Artista a fost oprită de către polițiștii de la serviciul rutier pe drumul național 39, chiar în zona localității 2 Mai, exact în apropiere de locul în care anul trecut a avut loc tragedia în care doi tineri au fost uciși, iar alți trei au fost băgați în spital. Și tot de un tânăr drogat fiind, care s-a urcat la volan și i-a spulberat pur și simplu. În urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezența substanțelor psihoactive. Persoana a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Imediat după test, cântăreața în vârstă de 44 de ani a fost dusă la spital pentru recoltarea de probe biologice. Mașina a rămas pe marginea străzii, iar ea a plecat acasă însoțită de un cunoscut. După ce a fost testată cu aparatul drug test, care a arătat faptul că Dana Marihuana cel mai probabil consumase substanțe psihoactive, aceasta a fost dusă ulterior la spital pentru prelevare de probe biologice. În așteptarea acestor rezultate, cel mai probabil artista a venit aici la Vama Veche și a făcut bagajul și a plecat în București. În locuința din Vamă nu este în acest moment nimeni, iar pe poartă sunt două lacăte puse. Anul trecut, localitatea 2 Mai a fost scena unei tragedii fără precedent. Atunci Vlad Pascu, tânărul de 19 ani care s-a urcat drogat la volan, a provocat moartea a doi studenți și a rănit grav alți trei. Artista Dana Marihuana și-a petrecut ultimii ani la Vama Veche, unde stă într-o locuiță improvizată alături de fiica ei. Merge însă des și la București, unde este invitată la diverse evenimente.